Bulgaria atacă în 1913. Pericolul era, fiindcă erau pe, pe celălalt, prin surprindere, plus aveau și backup, aveau uh, uh, sprijinul de la Viena, într-adevăr să-și facă, uh, să realizeze acel ideal a unei Bulgarii mari, da, care să ia toată Macedonia, care să aibă și ieșire la mare în sud, uh, care să ia Adrianopolul, și care chiar poate să ia Constantinopol. Dacă Bulgaria a realizat chestia aia, pacea putea să fie în favoarea lor, fiindcă au atacat fulgerător, au avut chiar niște împingeri foarte mari pe niște zone și atunci România, da, inclusiv mulți români spun că România a acționat mișelește, niște rahați, cum domnule, să atace așa pe frații noștri bulgari, că România a acționat la modul pragmatic. Și a zis, bă, dacă aceștia devin prea mari, avem o problemă. Austria e sprijină, avem o foarte mare problemă. Și România a intrat în război. Și a masat rapid trupele, care oricum erau pregătite, fiindcă ai un război la sud de Dunăre, da? Cum e acum războiul din Ucraina, și nu avem niște trupe care sunt pe care. E o chestie logică, logică, militară. Trupele române au trecut, au fost niște scărmișori, niște mici lupte cu niște trupe, la un moment dat, pierderi puține. Și-au ajuns în Sofia. Bulgaria nu avea trupe înspre granița românească. Totul era în sud. Pe toate armatele erau înspre Serbia și împotriva uh, Montenegrului, Greciei și Imperiul Otoman. Ei nu aveau liberă. efectiv trupe. Erau de, de, uh, de grăniceri, poliție și miliție. Adică băia care nu mai erau apți pentru front. Da, da. Armata română proaspăt, trecu fată și și ai noștri erau pregătiți dincolo, ofițerii, da? cu armament modern și așa mai departe. Prima folosire a aviației militare, în 1913, a aviației militare românești. Acolo avem. Pe frontul din Bulgaria. Iată. Trupele noastre ocupă, mă rog, trupele regatului român ocupă Sofia, Bulgaria cere pace. E un moment de glorie, chiar dacă mulți spun că a fost o flegmă a României și o chestie de căcat, dar pe plan internațional, <coughs> sau cel puțin pe plan european, acțiunea României a creat o imagine. A fost un moment de glorie, fiindcă s-a acționat la modul super pragmatic, foarte rapid, foarte eficient pentru a opri o țară de a schimba statul cu care tocmai fusese stabilit cu un an înainte. Plus că Occidentalii erau și veseli că a fost oprit Austria.